cauți băi de la boala asta. Nu, nu au mine... voci. Eu ce spun, spun tu adevărul, da? Deci pe nu, mine zici că mă iubești mai mult decât pe Mariana? Hai te rog, eu iubești pe ea mai mult. Lasă, te rog, ține la tine! Nu, nu mai dați pe mine, auzi, tu ai ceva din ea și de aceea mă atragi. Eu dacă îți dau o pentru... Ai o nebuneală ca ea, știi? Și îmi place foarte mult nebuneala asta. Îmi place că ești pusă pe scandal. Nu, eu e o nebuneală, nu ești nebună. Omul e o mică nebuneală acolo, știi? Ce să-ți fac? Asta adică e. Nu ești Dilie, ești nebună. Tu ai dus așa. Tu ți-ai adus invitații seara, dai, Tamara. Duci, voi... Tu ești de vină că tu l-ai adus la televizor. Auzi, dai, voi doi... Mariano, tu l-ai produs. Tu l-ai, e produsul tău. E produsul tău. Aceasta e Irinel Columbeanu. Și vreau să uit. Vreau să uit cât mai curând. Cred că noaptea asta voi uita de tot. Ce, da, voi doi... ce procedee crezi? Vei face în noapte? Vom afla după o scurtă pauză! Yoga! Yoga! Alta! Da, mărturisesc că am rămas cu ochii în ziare, că descriu... Știți că filmează Cuba Gooding Jr. în România? Da? Da, de vreo câteva zile a fost pe la Bambu, s-a urcat omul pe scenă, a luat o animatoare de-aia. Numai la tine m-am gândit când am văzut filmulețul, zic, și ăsta îl face la fel. A luat-o, a început să o danseze pe acolo, așa. Și astăzi s-a dus la mall să-și cumpere un iPad și un televizor. Fără bodyguards, fără nimic, asta scriu și ziariștii și dau în comparație cu pseudo... Mă rog, da, cu oameni din România care se duc, cu servitorii care le cară, să te deschidă portiera, le cară cumpărăturile și așa. Omul și-a luat televizorul în spate, l-a pus într-o mașină, era cu șoferul și cu încă un prieten. Om care de altfel a câștigat un premiu Oscar pentru Jerry Maguire și un glob de aur, cred că pentru același rol în același an. Cam asta înseamnă. La fel și Demi Moore, când a filmat acum 2 ani sau 3 ani, tot așa, se plimba, își bea cafelele în... pe terase în București, fără 150 de bodyguards. Și da, mă, că aici nu cu mașină, dar la ei nu mai fac așa, la ei merg cu bodyguards. A fi așa mai puțin sofisticat. E tot o fiță. Îți spun eu. Ți se pare fiță? Ei, sigur că da. Păi să fii dita mai vedeta și să umbli deci așa, ca și când nimic. Deci aici lumea, că nu se gândește la... Da, la... da, ci că s-a făcut coadă și omul chiar nu s-a plictisit, a dat... Da, da, bun, și dacă cunoaște cu suferențe, dar la ea, ca să merg cu bodyguards. Bă, uite, vreau să zic că și eu am văzut două, trei vedete din asta de talie mondială în Statele Unite. Și vreau să spun că i-am văzut fără bodyguards pe Kim Basinger și Alec Baldwin. Stăteau, cred, în zona, mă rog, i-am văzut de vreo 3 ori în același restaurant, unde întâmplător mâncam și eu, că era, nu știu, $6 o bere pe vremea aia și o nu există, de afară toți au bodyguards. Eu îți spun că erau fără bodyguards oamenii. De când l-au pușcat pe John Lennon, acela când a fost de norocire, majoritatea... Și la sportiv și la toată lumea, pe ea nu i-a băgat cuțitul în spate, adică acolo au avut probleme, acolo chiar s-au întâmplat, dar acolo sunt psihopați, sunt drogați, sunt demenți, sunt tot ce... dar acolo s-au întâmplat, pe câți n-au fost agresați, nu? Da, îți dau dreptate, dar ți-am spus, în situația asta... Deci tenismena care a fost înjunghiată, care era pe locul întâi cu ochiul, pe Sereș, nu-i vedeai. Poate nu-i vedeam eu, s-ar putea să ai dreptate, poate și după el au fost și nu-i vedeam noi, cine știe ce... 100%, nu merge niciunul. Oricum, dar mi tot te scar tu televizorul ca idee decât să dai... Și sportiv, asta este fiecare... Eu, de exemplu, vreau să încarc televizorul. Nu vrei? Nu. Și nici nu cumpăr televizor. Foarte, foarte sincer. E foarte sincer, Sergiu. Nu bravo, știi să te uiți la televizor. Foarte nu, dar nu vreau să încarc televizorul și nici mă să-l cumpăr. Dacă am timp pe cineva, să-mi iau un televizor care o molie pe aici. Hai să revenim la... La ce? Ai microfonul ăsta. La oile noastre. Păi, Cristi, ai slăbit, zici că ești anorexic. Pe cuvântul meu, pune mâna și mănâncă. E cald. Ești... E ce e cald? Asta, naibii? Nu, serios, cred că și eu. Dar eu nu, nu înțeleg de ce vă contrați, pentru că voi la acces direct, joi sau hai miercuri... Hai să spun de ce. Pentru că în două zile mi-a dat... Ți-a dat iar flori, 400... poartă inelul de la tine. Păi, e prietenie, nu logodnă. Dă-i-te la microfonul. Mărculescule, doar cu microfonul. În două zile, de seara. Astăzi am răspuns la telefon și am avut o discuție cu el și am zis așa. Noi doi, dacă mă suni și îmi spui, hai să vorbim ca doi, ca doi amici, e ok. Vorbim și ne sfătuim și nu știu ce. Dacă mă iei cu latura asta sentimentală, emoționalitate, cu pasiuni, cu nebunii, nu, pentru că asta s-a încheiat. Deja eu am făcut o pasiune pentru Adrian.
Silvius, îl cheamă ca pe prigoană. Ok, rămânem amici. Ți-am vorbit, am spus scuze când am ridicat tonul. Mi-ai vorbit, dar ai ridicat tonul, știi? Scuze. Și nu mi-a plăcut chestia asta. Pentru că eu te țin pe tine. Ai ridicat tonul, Mariana, cum spune. Eu am ridicat tonul, enervându-mă, pentru că el bate monedă pe sentiment, știi? Și am spus, plecăm din zona sentiment, pentru că eu am sentiment pentru cineva. Asta, dragă, eu am obosit, fericită și gata, da? Dacă asta îți dorești, fii fericită cu copilul tău de 20 de ani sau cât. 20 de ani diferență. Dar ce mă, pentru că asta e performanță? O să spun și eu la fel, pentru că și el a vorbit aici. Deci după ce va vorbi Adrian cu tine, tu nu vei mai vorbi așa despre el. Poți avea unul de 20 care să te iubească, să stea după tine, să nu fie vreun nasol. Lasă că și Alexandra e cu 15 ani mai mică decât mine, așa că nu pot să-mi găsesc de 14 ani, nu? Sau să fie tot 20 diferență. Da, Alexandra, am înțeles că... Nu se compară cu coada mașii. Alexandra, o să vin data viitoare la tine în emisiune, dar să o anunțăm, pentru că ea este plecată din București mai tot timpul, da? Păi și ce relație ai tu cu porumbei? Voi ce vrei, are și ea treburile ei, nu poți să la mă țară, opun, de da? Undeva de la țară și are treabă la țară. La țară, că, la țară, că de acolo e și tu, știi? Adică asta la e. La coada păcuței, iată. Nu, eu nu cred că e nasol să fie ceva de la țară, Mariana, că nici nu ești din oraș. Nu e din București, e din Galați, Mariana, da? Dar eu am vorbit în sens peorativ pentru că sunt puțin... Eu cred că la Mărculescu acum. Da, el ar vrea un jit vei. Zici și tu ceva. Dar cine e Alexandra? Asta e chiar bună întrebare. Alexandra este noua mea iubită, care am apărut cu ea la happy hour, știi? Pe 100 de euro a primit ea ca să pupe cu el. Poftim? O figurantă de la ProTV. Așa mult? Vai de mine. E mult? Ce e ea? Bianca Drăgușanu? Pe ce mă, Bianca Drăgușanu, dacă... Puși de aici, cum să-i dea 100 de euro. Ha, da? Am văzut! Zi! Am văzut faza. S-a trezit Mărculescu. Da. Dar chiar mi-i știu gagica. Mă, și mie am de ce stă cu el. Mă rog, e gustul vostru. Nu știu. Deci nu... Cum se discută? Zi microfon. Și în latină, cum se zice. Microfon. Țața floarea. Gusturile nu se discută, zi în latină, cum se zice. Nu știu. Cred că nou iubit al Marianei ar știe că îi fac multă latină la drept. De gustibus non disputandus. Nu interesează de iubitul. De gustibus non disputandus. Da, calitatea socială. Vreți să vă vorbesc în latină? Aia poate fi discutată. Sau în greca veche, sau în sanscrită. Vaca, omis, capela, comelione, societate. Și rasa porcioanei poate fi discutată. Câtă rasă are, există un coeficient. Grilă. Nu, mut era oricum. Păi eu când eram mic, vorbeam în latină, dar vorbeam singur. Acum ai uitat-o, Serghei, nu? Nu știu acum. Ce facem, Serghei, cu copiii ăștia? Că mie mi-e drag de ei așa, despre totuși. Fim, despre voi despre... doi. Da. Domnul, eu văd finalul. Care? Da. Zic că tu ea cu Adrian ai... și el cu tine. Foarte bună. Numai dacă vrea Mara. Nu se poate, mă, la mine e ocupat. De cine? Și știți, cu... amândoi, dar nu e cazul să avem discuții. Eu chiar nu știu. Am în trei. Cum mă nu știi cu cine vine la tine la restaurant câteodată? O singură dată ai venit. Mă, despre asta vorbim. Cu cică papari. Să nu împingem vapoare în această seară și în această emisiune. Mara, știi foarte bine că nu ai pe nimeni, da? Mi-ai spus iubire la telefon, așa băi, rămâne. De acum încolo o să te înregistrez, da? Nebun. Așa fac eu, știi? Așa fac. O să te înregistrez și o să te vin cu înregistrarea audio, da? Omul e nebun. Mai Mariana. La înregistrez și cu Mariana faci, când dragă? Spune vrute și nevrute. Eu nu am nevoie de bani să merg pe la alte televiziuni cu tine, să mă scălâm, băi, să mă cer, să-ți nici dau cu dreapta. Nici nu am nevoie de bani, dar mi se oferă. Ce să fac acum să... Păi, dar nu mă ias pe alta. Idonez, dacă vrei, poți să te ajut cu PR-ul, să te învăț eu. Bă, Brad Pitt, potolește-te! Domnul Han cu diplomă, știi? Liviu Vârciu, Dr. Love. Deci eu îți propun să te îndrăgostești, de exemplu, de Naomi, că și ea e nevoie, știi? Și atunci ar marja la chestia asta. Ar merge cu tine la acces direct, la Mădălin, la aia, vă strângeți banul, vă luați... Și s-ar pupa cu el peste tot la toate emisiunile. Îți dai seama. Deci nu cu mine, frățioare, că eu n-am, nu sunt în gaură, nu sunt în nevoie, nu sunt... Ferească Dumnezeu. Dar cu Naomi pot să vorbesc. Vrei? Dar eu nu știu cine e Naomi. O să o cunoști. Nu? Alexandru parcă îl cheamă, nu? Alexandru îl cheamă. Eu știu că... A, Florin? Nu trebuie așa ceva. În primul rând, Naomi acum e femeie, deci degeaba era Florin, a murit. E femeie, dar nu pentru mine, știi? N-ai de unde să știi. Nu, tu ești pentru mine. Băi, tu ești bou. Și eu nu știu cum să zic. Tu ești nebună, tu n-auzi. De ce, mă? Tu ești nebună, n-auzi că mie îmi place de tine, ce vrei? Cum? Deja Mariana, două femei în această emisiune au folosit. Tu în jocuri, adică tu l-ai luat pe ăsta...
de nicăieri, hai, de la un SMS la o emisiune. Am și eu un nume acolo, da? Cristi, da? Mă rog, așa. L-ai spuneai la telefon Cristina, acum. Băi, unde te recunoști. Vezi unde se ajunge, te corectează. Niște treburi. L-ai dus pe la toate, n-am eu, nu pot eu să mă plictisesc. Nu m-a dus. Da, mă, că facem altă șmecherie. Am fost nevoit să mă duc, știi? Eu n-aș fi vrut. Sunt un moderator și bate. Auzi, eu n-aș fi vrut să mă duc la emisiune. Nu, dar tupeul uneori este chiar fără limite. Păi ce vrei, Mariana, tu l-ai ales din... Da, mea culpa, n-am să mai fac în viața mea. Acum, trecând în registru serios toată povestea din 200 de mesaje pe Facebook... Unul nu-i zice săracul Cristi, toată lumea îl înjură. Mă, dar toată lumea. Asta era și ideea, știi, pentru că știe cum cu cine am fost. Ideea? A, ok, există... De aceea am mesajele. Pentru că obrăznicia este pedepsită grav. Care să ne înjură. Nu obrăznicia, dar... Bă, da, pe mesajele, articole despre noi, noi dacă te primim prin câte emisiuni, sunt pro și câte te primim să râdă lumea acasă, că vezi care e efectul. Să râdă lumea acasă, de tine... Nu de noi, mai râdem și noi, mai o dăm într-o caterincă, Mariana rămâne. Înseamnă că există, în moment ce se uită lumea la mine, înseamnă că există, nu? Pleacă două vorbe, tu stai, te bat, nu te mai bate ea, cine te mai bate? Nu te mai bate nimeni, nu te mai joci la televizor. Cum ai bătut data trecută cu papucul cu în emisiune, nu uitați? De... Acum ai aruncat cu Alexandre. Telefonul, mai da, încolo o să mi-i gâte. Păi am vrut să te ajut și eu, dar cum mai mult decât atât? N-am cum. Că trebuie să te ajuți tu singur. Absolut. Oricum am venit mai mult pentru tine, n-am venit. Dar e neinteresant, Mariana, să prăjeala asta, ai venit, nu vezi să nu ține. Și o să pleci tot mai mult pentru mine. Și s-ar putea să... Cred că o să, plecăm împreună, da? Bă, ești nebun. Bă, vreau să vă spun proverbul ăla, că știu și proverbe. Nu, chiso dar nu te obrăzici. Mie mi-e scârbă, mie, dacă vrei să spun părerea sinceră, îmi pare unul din cei mai libidinoși bărbați pe care i-am văzut în viața mea. Lasă-mă, dracu, că numai gândul-mă, iartă-mă, Mariana, care îmi plac cu el, mă oripilează. Ești nașped din cap până în picioare, mă. Ce alo, e urât asta pe părerea fund. Mea. Dar e urât ca bărbat. Ca om poate să fie extraordinar. În fața. Păi dacă mi-e scârbă, îmi tot zice că mă iubește, oprește-te că vomit. Dacă era în locul lui, eu știi ce spuneam? Ia bicarbonat sau lămâie. Nu întotdeauna dacă vii într-o emisiune chiar păi gata, ai făcut o glumă, ai făcut două, dar ești nebun, eu am copil mic acasă, ești tâmpit. Da, chiar mai liniștește-te cu glumele astea, deci vrei să faci ceva. Publicitate nici pe fundul meu. Nici tu nu ești o mare frumusețe, dar ai suflet bun, afară. Cu toate că vorbești ca emisiunea ta. Ai tot dreptul să vorbești, dar nici tu nu ești cine spui ce ești. Nu vreau să-i spun mare ce spuneai tu despre Mara înainte să te invite. E și părerea mea, e tâmpit cu creierul telespectatoare. Stai să auzi, ia spune Mariana, ce spunea de Mara înainte? Zicea ură, nu? O emisiune deschisă. Ce spuneam de tine? Când și unde? Toarnă, gura, mucles. Eu niciodată... Mamă, te toarnă, te perverbinitatea, perverbinitatea, să știi tine, că da? Nu ține la mine. Eu când văd omul pervers, îl scuip între ochi. Ai înțeles? Și-i dau și două palme și un jucător. Dar tu acum mai scuipat, te rog frumos. Ai niște limite pentru că deja ai... De mult ai întrecut limita, dobitocule. Deci de mult. Eu știu ce ai spus de Mara înainte să apar tu pe aici. Nu mi-ai spune. Nu pot să o jignesc în fața întregului. Nu, nu o să zic. Dă-ți că ai ceva urmă. Îi spune un particular mare ce spunea despre ea și cu asta basta. Poate să zic că femeile poate să ne jignească. Dar nu ești femeile, dacă ești mai șmeche. Mai ales tu care ai umblat cu toate proastele pământului și cu niște tațe și niște țărănci. Cu cine ai umblat tu și le cunosc eu. Și urâte și proaste, extraordinar. Băi, asta, Mariana a fost soția lui Horia Moculescu. Dar el e un prost. Nu ai dreptul să vorbești de el. Tu ești nimeni pe lângă Horia Moculescu. Fata, da, și a suferit atâta după... Și ce-ți pasă? Ți-a dat poveștea lui. Ai recunoscut data trecută că ți-a făcut cel mai mare rău. Tu în ce calitate îți permiți să comentezi viața mea tu? Bă, tu, că e apărerea, Moculescu sus, Moculescu jos. Uite-te eu, la tine, eu cred că Moculescu nu spune nimic despre mine măi, și Mariana, cu asta voastră. Păi, dar nu, dar serios, ești chiar tâmpit. Că avocata lui Moculescu și a lui Niculescu, papă la arte bătut strica, da? A zis și dobitocul ăsta prin fața camerelor de televiziune să vorbească el despre Horia Moculescu. Hai că mai sunt 20 de minute și scapă. Un prost ca ăsta, dar se poate una ca asta. Nu, hai să luăm o pauză, că nu-i normal.